Bă, salut fraților și bine v-am găsit la primul pack opening la noul joc EFC 24, dar unul complet diferit deoarece va fi direct în viața reală. Împreună cu cei de la FIFA Nation, cu noul lor nume, 11 Goats, am pregătit unul dintre cele mai mari pack opening-uri de la începutul jocului. Aici ne așteaptă toate pachetelele de astăzi cu noile carduri din EFC 24, plus un teren, la fel cum l-am și eu pe acela din spate, dar este de la FIFA 23. Și dacă mai vreți episoade cu noul joc EFC 24, haideți acolo puternic cu peste 8.000 de like-uri direct. Nu uitați, ne apropiem și de cei 250.000 de abonați. Haideți acolo forță și cu butonul de subscribe pentru a pleca mai repede în Arabia Saudită, cum se fac 250.000, cum am luat avionul și am plecat. Și astăzi nu voi fi singur la acest episod, dar înainte să începem, chiar acum în descriere găsiți link-ul celor de la 11 Goats sau FIFA Nation, așa cum se numeau înainte, unde acolo găsiți cele mai tari carduri personalizate, puteți cumpăra carduri deja făcute cu Haaland, Mbappé, Ronaldo sau Lionel Messi sau să vă faceți propriile carduri. Mai mult de atât, puteți cumpăra și voi ce se află în această cutie, adică pachetele din noul joc EFC 24. Recomand 100%, așadar vă las chiar acum linkul în descriere și dați-mi un mesaj pe Instagram, îl aveți chiar aici, cu ce v-a picat la pachetele cumpărate. Și înainte să deschidem cutia, îl invit alături de mine pe vecinul meu care îmi va fi alături și cu care mă voi duela. Este vorba despre salut, fratele meu, X-Breaker. Salut, vecine! Bă, fraților, deci noi chiar suntem vecini pe bune. Eu stau în Ciorogâr, la el stă în Băcu, puteam să spunem, nu? 5 minute distanță și a venit să ne duelăm, deoarece astăzi, X, eu voi deschide un număr de pachete, tu un număr, ne facem două echipe cu care la final ne vom duela și mare atenție! La fel ca și data trecută când am filmat împreună, pierzătorul, sau numai bine facem cu goluri. Dacă îți dau gol, îmi cumperi un tricou. Bun. Dacă îmi dai tu, îți cumpăr eu, da? 6-6. Hai să vedem câte tricouri cumpărăm, dar la final de episod și să deschidem cutia ta. Și să deschidem cutia ta, ia să vedem. Mamă, ce avem aici? Astea sunt pachetele. 1, 2, 3. Ține bine. Sunt bună mâncată. Da, ia să vedem, sunt mult la gust. S-au lipit de dinți. Bun, și ăsta e terenul. Ia să vedem cum arată terenul. Bă, faci mizerie în studio. Ia uitați, fraților, cum se vede și cum este noul teren, cu lemn frumos făcut, mult mai calitativ decât celălalt. Și ce îmi place foarte mult este că aici undeva jucătorii sunt exact goats. Vedeți cât de tare? Lăsăm terenul momentan aici și eu zic să ne apucăm de pack opening. Deci fii atent, hai să vedem. Asta văd că scrie Legends pe el și asta e clasic. Da. Și mai avem două Prime. Deci Prime, avem clasic. Avem două Legend. Uite, zi. Ne alegem unul cu unul, nu? Și ce pică mai, așa ne facem echipa. Da, și ultimul îl împărțim, că da, practic corect, avem 5, da? Hai să împărțim clasicul, zic eu, îl împărțim. Hai să vedem, deci îl deschidem primul. Și după asta ne alegem noi. Da, hai, îl deschizi tu, pentru că ești invitatul meu, hai să vedem. Hai, vecine, să vedem ce facem. Ia, deschide-l să vadă toată lumea că nu e manevră și dă-i ușor. Hai să vedem, ușor așa, bun. Hai să vedem dacă ghicești ce naționalitate are. Spaniol? Nu. Că mie numai spaniol îmi pică la FIFA. Rice. Cine e, mă? Mamă, Rice. Dar cum arată, tu vezi? Ia să-ți dăm așa. Ideea e că strălucesc. Vezi? Rice cu Arsenal acolo. Cât de tare arată cardul. Bombă rău de tot, Rice ăsta. Super, super șmecher. Hai să zic așa. Bun, pun jos și după aia City croat. Păi dacă știi că tu ești cu transferul lui Kovacic. Gvardiol. Gvardiol, fraților. Uitați-vă cum arată Gvardiol. Și îl dăm și mai aproape aici, dar strălucește, vă zic. Strălucește. Interesant aici. Ok, împărțim după, îl punem deoparte. Hai, următor. Milinkovic-Savic, de la noua lui echipă, sper, nu? Așa. Da, cu Al Hilal acolo. Știi ce nu-mi place la noile carduri? Echipa e mult prea mică. Deci la fel sunt cardurile și în joc, identice, și echipa mi se pare cam micuță așa. Vedeți? Se vede, ia uitați, Milinkovic-Savic, dacă strălucesc, exact. Da. Bun. Mergem la Barcelona, un jucător venit de la City. Băi, Ovi, nu cred. Ne pică Ovi, fraților. Gündogan. Mamă, noul jucător al Barcelonei. Ia uitați-vă cum se vede. Gündogan, un jucător de la Aston Villa. Este vorba despre Diaby, transfer de la Bayer Leverkusen. Uite, așa se vede bine, vezi? Stai, mă, nere puțin, e la Chelsea? Nope. Ia zi, boss, cum e? Aston Villa sau nu Chelsea? Nu m-am uitat. E Aston Villa, zic. Nu, dar seamănă. Seamănă, știu. Foarte mult. Bun, fii atent. Eu știam că Aston Villa nu are pe rotund și de asta ți-am zis, știi? Nu, că și-au schimbat badge-ul. Știam pe la vechi. Având în vedere că ești invitatul meu, acesta este primul
primul pachet din EAFC 24 cu Milinkovic-Savic, Vardiol, Diaby, Gundogan și Rice. Băi, zic sincer, mie îmi plac toți, așa că o să las pe tine să alegi repede 3. Milinkovic-Savic. Așa. Hai să ca să nu fiu așa, le-am cum vrei pe tu? Cum Vardiol. Vrei tu? Ca să nu fiu așa, l-am luat cel mai bun. Ok, hai, cum Vardiol. Cum are 83? Bun. Și alegeți tu, acolo. Să-mi aleg eu, da. Diaby și Gundogan. Bun. Și al tău e Rice. Și al tău e Rice. Deci, bun, aceștia sunt jucătorii mei, arată-i și tu pe ai tăi și hai să-i luăm și în FIFA, pentru că facem echipele în FIFA. Momentan, aceștia sunt jucătorii din echipa mea, Gundogan și Diaby. N-arată rău echipa mea. Mamă, și X-Breaker și-a făcut mijlocul terenului. Uitați-vă cu ce variante, 93, 89, 86. Acolo se putea mai bine. Mai bine. Asta, ai început mai bine, dar mai cam păcălit-o puțin. Dar știi cum se zice, câinele din tâi turbează. Corect. Următorul pachet va fi deschis de mine, îl deschid eu, da? Prime, hai să luăm Prime, lăsăm la sfârșit Legends. Let's go. Deci, toți jucătorii ăștia, da, sunt toți ai mei. Da, așa facem de acum încolo. Ce a rămas la mine? Nu e destul până nimic. Ma, l-am văzut deja. L-am văzut deja. Este direct Son, jucătorul celor de la Tottenham. Ia uitați-l cum strălucește și el frumos aici. Vom, vom, vom. Uite așa se vede cel mai bine Son. După următorul, ești pregătit? L-ai văzut pe următorul? Nu l-am văzut. Mamă, Elveția. Kobel, ok. Ai bă, portar, e bine. Asta vreau să zic. Dar vezi, ce faci, dacă n-ai portar, ce faci? Poate tu nu o să ai, nu știu, vedem. Următorul. Încucu, jucătorul de la Chelsea. Uite, de data asta de la Chelsea. Din păcate, accidentat în realitate, dar e forță. Dar știi ce îmi place la pack opening-ul ăsta? Că este la fel ca în realitate, adică practic vedeți. Nu ne pică, mamă, full icon sau așa. Așa o să fie și la început. Mă rog, dacă ne pică la început Son și Încucu, suntem în forță. Hai să vedem următorul. Mane! Jucătorul care ne-a și picat, el ne-a trimis în Arabia Saudită. Mane, urmează vlogurile de acolo. Mamă. Și ultimul, văd că e colorat. Noroc. Mamă, o fi once to watch? Ia să vedem, ultimul. Da, e once to watch, nu cred. Once to watch Harry Kane. Te rog, fii atent. Cum să ai jucători ăștia? Mamă, uitați-vă la pachetul meu. Deschizi și eu acum? Nu, te îi băgăm în echipă și după aia. Te îi băgăm în echipă, nu te grăbi, ia uite. Uitați-vă și voi, Harry Kane, Mane, Încucu, Kobel și Son, adevărat. Corect. Bun, am adăugat jucătorii din echipa mea. Son, Mane, Încucu, Harry Kane, momentan rezervă. Am mai multă încredere în Son, mai ales că l-a trădat și a plecat la Bayern. Eu cred că și Încucu scapă de acolo, doamne. Zici tu? Până la final? Da. Vedem. Hai să vedem ce-i pică lui boss. Opa, ești pregătit să vezi ce vine aici? Da, mie mi-a picat bine. Mie mi-a picat bine. Arată să se vadă. Arată. Ederson. Un alt jucător cu care eu m-am întâlnit. Bun. Uite ce bine să vede așa. Da, adevărat că nu mai bate lumina. Bezi! Bate aici, bravo. Karim Benzema. Ia vezi, e de la noua lui echipă, da. Arată acolo aproape. Du-l aproape să vadă. Da. De la noua lui echipă. Karim Benzema. Mamă, asta e un mod a deschide. No spec. Nu cred, 90. CDM. Kimmich. Bun. Nu e rău. De la Bayern. 86 right wing. Moarez. Ia de pe Arabia. Mă duc pe Arabia. Ia de pe să văd. Da, este. Este pe Arabia, ia uitați. Din Arabia Saudită. Noile carduri pe care o să le avem și noi în FIFA. Cât de tare. Bellingham wants to watch. Bă, cum arată. Băi, cum arată, cred că facem schimb la final. Uitați-vă cum arată cardul ăsta lui Bellingham cu poză dinamică. Mamă, ce a picat. Fiți atenți, la final votați care are echipa mai bună. Ce echipă, uitați-vă și voi. L-am luat pe Kimmich pentru că nu are apărare, are echipa mijlocașilor, dar în schimb restul ți-au intrat perfect. Mai portar mai bun decât mine, mi-e cam frică. Dar mai avem două pachete legendare. Hai să vedem. Deschid eu. Hai ceva cu noroc. Următorul pachet. Vrei să le iei pe ăsta? Eu zic să ți le iau pe ăsta. Nu, le iei pe ăla? Hai să le amestecăm. Hai, gata? E sigur că nu vrei pe ăsta? Da, boss. Eu îți mai dau șansă. 3, 2, 1... Și hai să vedem cine pică. Primul pachet legendar de la EAFC 24 ni l aduce pe... Cine e ăsta? Am înțeles, Ronaldo. Ce țeapă mi-am luat. A zis că e Ronaldo. Grimaldo, tată, de la Bayer Leverkusen. Hai. Neymar, mă! Ne pică Neymar! Neymarito cu noul lui card de la Al-Hilal. Te pup. Eu ți-am zis pachetul ăsta, n-ai vrut. N-am nevoie. Cante! Doamne. Ce echipă îți faci, nu cred. La Litihad, hai. Mamă, nu pot să cred. Carlito, te vezi? Noul jucător din EFC 24? Trebuie să cumpăr un argentinian, că nu există în FIFA-ul nostru momentan. Maldini de 92!
Mamă, ce pachet am avut. Ăsta da pachet. Tante, te vezi Maldini, Neymar și te vezi acolo cu cardul ăla nou. M-am speriat când am văzut Grimaldo, am zis că bine, eu zic că îl batem. Eu zic că te-am bătut deja. Eu zic că te-am bătut, renunți? Nu. Și oficial, fraților, așa arată echipa mea finală din pachetele de la EFC 24. Nu l-am avut pe Maldini și n-am avut coin să-l cumpăr, așa că am băgat un jucător și mai bun decât Maldini. Gianluigi Buffon, vezi ce poziție are, da? Am văzut, CB, am văzut. Kanté, bineînțeles, l-am băgat CB, Mane l-am coborât puțin, iar în locul lui Carlitos Tevez, X-Breaker mi-a dat voie să-l bag pe Messi pentru că nu-l avem. Tatăl nu e în joc. Exact. Diaby fundaș merge, Grimaldo exact pe poziția lui. Așa arată echipa mea și avem și o rezervă. Și practic o rezervă ce poți să folosești. Exact, doar rezerva aceea. Da. Hai să vedem echipa finală a lui X. Momente interesant. Ești gata? Eu ți-am zis să-ți dau pachetul ăsta, n-ai vrut. Am emoții. Hai să vedem. Cred că l-are pe Ronaldo sau Messi. Cred, nu știu. Sau Mbappé sau Hala, nu se știe. Hai, arată direct, arată să vedem împreună. Renato Sanchez. Ia vezi, e de la AS Roma? AS Roma. Chiar îmi doresc un tricou cu AS Roma, ca idee, sper să-ți dau un gol. Hai să vedem. A, cine e ăsta? Tonali. Ce freză are, nici nu l-a recunoscut. Tonali, ia. Ce freză are, fraților, ia uitați-l. Următor. Eu vreau să ți-l arăt doar ție, să vedem reacția ta. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva, exact jucătorul pe care mi-l doream. Atât te zic. Vezi acolo? Avem tricoul lui în spate. Avem tricoul lui în spate. Erling Haaland la X-Breaker. Unde mai bag și pe ăsta? Hai de mama mea. Bine, mă. Hai, mai ai. Mamă, Berbatov. Berbatov. Băi, ce mișto arată cardul. Chiar arată mișto cardul. Mamă, cu Bayer Leverkusen acolo pe piept. Eu nu știam că aș juca la Bayer Leverkusen. Și e ultimul jucător. Mai ai unul? Am unul. Hai să vedem. Nu-ți dai seama? Cafu, Carlos Alberto. Carlos Alberto, da. Capita! Cât de tare! Cardul lui Capita. Mă, măcar ți-a picat și ție un brazilian. Știi ce zic? Corect, da. Ăsta, dacă nu mă șel, nu e în FIFA. Ba, este. Capita este în FIFA. Este. L-avem în 23. A, l-avem doar în pe Berbatov. Berbatov. Dar arată tot. Acesta este pachetul final al lui X-Brain. Cred că mai bună. Zici? Da. Nu știu. Trecem pe FIFA și hai să facem și echipa ta. Asta e echipa. Mamă. Haaland, Benzema, Renato Sanchez aici. Bine. Și ca să fim egali, X-Breaker a zis că renunță la Berbatov. Practic trebuie să-l băgăm pe Stoichkov. Dar știți ce am văzut? Că pe contul ăsta lui Marcel, pe care l-avem aici să jucăm. Da. Știi pe cine aveam, nu? Trebuia să iau contul ăsta, că iau pe cine aveam aici. Pe Maldini, dar las. Lăsăm așa. Asta bun. Este. Aceasta este echipa finală lui X-Breaker și ați văzut echipa mea. Acum vom juca un meci. Nu uita, ți-am dat gol, îmi cumperi tricou. Da. Mi-ai dat gol, îți cumperi tricou. La câte goluri dăm atâtea tricou? Da, nu stau diferența de goluri la final. Nu, atâtea goluri. Bine. Adică ori o facem, ori nu. Pă bune, dacă nu vrei să cumperi, poți să-mi dai unul de la tine. Da? Ne băgăm. Cum vreți, hai să vedem. Ne băgăm. Înainte să începem meciul, uitați-vă cum arată echipele finale. Cât de șmecher arată noile noastre echipe de la EFC 24. Te mănânc. Da, hai să vedem. AC Mihai Vodă versus. Pe clasic, da? Da, deci echipa ta. Bun, hai să vedem. Fii atent că am jucat azi la carieră. Ai, ești antrenat, da? Da. A few moments later. Neymar, gol! Gol, Neymar! Cum ai trecut prin jucătorul al meu, că nu poți da seama? Numai Neymar poate să facă de asta. Numai Neymar poate. Mai ales deci un tricou. Joc cu Benzema. Fii atent, după, așa. Mergi și le cumpărăm direct, da? Mergem, normal. Okay. Nu-mi place camera asta pe care jucați voi. Aaa, nu, cauți motive. Cauți motive! Două tricouri, tată, două tricouri avem. Hai, cât mai multe, minutul 11. Aolo, adu tricou. Adu tricou. Messi. Ancara Messi. Mamă, ce gol a dat acolo. Mamă, ce gol a dat Messi. Offside. Uite, offside 3 a fost, ce bine l-ai făcut. Uite, offside 3 a fost, ce bine l-ai. Penalti. Ia portar. Dar nu contează, ia lasă. Uite aici. Uite, nici n-are treabă. Nici n-are treabă cu ăla. Uitați-vă acum în descriere, că aveți un video după canalul X-Breaker cu cele mai grave accidentări. O să vedeți și faza asta acolo. Nici n-are treabă. Nici nu o să ghicești colțul meu. Eu am un colț meu pe care nimeni nu știe. Bine, nimeni nu mi-a apărat niciodată de aici. E imposibil să apăr de acolo. 4 tricouri, tată. Ne facem cu 4 tricouri. Și eu mi le aleg. Da, boss. Mamă. Da. Ne va 4 la 2. Tot cadem foarte.
Deci am să-ți iau și pe două, da? 6-6 stai în meciul ăsta. 6-6. Ca o oră în buget. Aolo, nu! Aolo, nu! Nu! Aoi, mă, și... Iată ce reflex a revărtarea la incredibil. Gata, boss, gata, asta a fost. Asta a fost, șeful. Asta a fost, asta a fost. GG! 4-2 scor final. Că așa cum am promis, eu am să-ți cumpăr ție două tricouri, tu mie patru. Chiar acum am decis cu fratele X, pentru că este ora 16, avem timp, să mergem direct la băiatul de unde am cumpărat și la trecut eu tricouri, le cumpărăm și venim cu ele, 6 tricouri. Revenim. Bun, fraților, și așa cum am promis, revenim fiecare cu tricourile lui. Acestea sunt tricourile pe care fratele X mi le-a cumpărat, de fapt eu mi le-am ales, dar și el a fost de acord să cu Messi-că. Noul tricou al lui Lionel Messi, îți mulțumesc. Hai, pentru că aveam pe cel negru și chiar mi-l doream și pe cel roz cu Lionel Messi. După, tricoul ăsta, mie îmi place. Cu lui Ajax Amsterdam, cel nou și mie îmi place foarte, foarte mult. E mai oversized așa, mărimea XL, mulțumesc. Iar trebuie să mai slăbești puțin, am ce să-ți fac. Nu e boss, așa se poartă. Acum un tricou care mie îmi place foarte mult. Noul tricou al celor de la Al Nassr cu Ronaldo pe spate, frumos acolo se vede, noul tricou al celor de la Al Nassr. Din sezonul ăsta, ce a schimbat și sponsorul cu Nike. Vedeți, noi nouțe, da, cu etichetă să nu fie vrăjeală sau ceva. Și încă unul. Și asta mie mi-a plăcut mult. De asta l-am și ales. Tricoul celor de la Bayern München tot din sezonul ăsta, nou nouț, tot așa. Care tot la fel arată genial. Și acum sincer, hai, două tricouri. Două tricouri. Dar știți care e faza amuzantă? Fratele X a ales două tricouri, doi jucători pe care i-a avut astăzi în echipă. Așa mi s-a părut normal. Primul, Renato Sanchez, arată tricou al celor de la AS Roma, cel nou din sezonul ăsta. N-a jucat în limișele astea, însă am unul cel mai bun și unul cel mai slab. Și după, și asta e. Eu zic că ăsta face lege. Dar uite la culori în cameră cum se fac culori între ele. Benzema de la Al Ittihad direct. Așadar, fraților, respectăm regulile acestui episod. Încă o dată, multe mulțumiri celor de la 11 Goats. Găsiți linkul în descriere. Multe mulțumiri și fratele Breaker în descriere și canalului și ultimului video cu mine. Haideți acolo cu un like și cu subscribe. Până data viitoare, eu am fost Tudor, împreună cu fratele X. Salut! Salut! Pa, pa.